Cupa Dan Botezatu a început cu un moment de reculegere închinat celui mai iubit karatist băcăuan, după care a avut loc un meci demonstrativ. E greu să vorbești despre Dan Botezatu fără să vorbești despre sport, fără să vorbești de karate în general, karateul băcăuan, karateul național, karateul internațional. Acum 5 ani mi-am pierdut un prieten foarte bun, care mi-a fost mai mult decât antrenor. Mi-a fost în primul rând aproape și la serviciu, și în sală, și în orice alt domeniu conex. Este competiție in memoriam, Dan Botezatu. Ucă Ștefan! Și sperăm să... ca rezultatele care se obțin la această competiție să fie cât mai bun și să onoreze memoria lui Dan. Dan Botezatu a fost și va rămâne cel mai valoros karatist băcăuan. Sunt convins că de acolo de unde ne privește, ne ține pumnii și își dorește foarte mult competiția să fie o reușită în acest sens. A fost greu să-l văd strângându-se sub ochii mei, dar am învățat un lucru de la el. În karate, ca și în orice altă artă marțială, în momentul în care cazi, te ridici și mergi mai departe. Cazi de 7 ori, te ridici de 8 și mergi mai departe. Asta am învățat de la el, asta încerc să fac prin clubul pe care l-am fondat, Clubul Sportiv Dan Botezatu. Și sper ceea ce am învățat de la Dănuț în 11 ani jumate cât am stat cu el, să le transmit mai departe copiilor mei.